De ani buni, la Casa Județeană de Pensii Vâlcea, numărul cererilor pentru biletele de tratament crește încet și sigur. Numai în cele 4 luni ale anului au fost înregistrate aproape 4500 de solicitări, marea lor majoritate vizând cele 3 stațiuni balneoclimaterice din zonă. Directorul Gabriel Andrescu confirmă interesul față de apele minerale din Vâlcea. Până în prezent au fost depuse aproape 4500 de bilete de tratament pentru întreaga perioadă a anului acesta. Cele mai multe cereri sunt pentru stațiunile vâlcene, respectiv Căciulata, Olănești și Govora. Din informațiile pe care le rețin până la această dată, e că și celelalte cereri din țară, deci din alte județe, sunt tot pentru stațiunile vâlcene. Pentru noi este o muncă ceva mai grea, pentru că trebuie să gestionăm toată această situație. În același timp, vine pentru comunitatea locală, pentru Călimănești, Govora, Olănești. Ce vreau să vă spun și o repet, am mai spus-o, biletele sunt netransmisibile. Atenție mare, este vorba de o cerere tip care se găsește fie la sediul instituției noastre sau poate fi descărcată după site-ul instituției, sau pentru cei mai mulți care vin, majoritatea vin din mediul rural, se găsește chiar la intrarea în instituție, această cerere trebuie să fie însoțită neapărat de o copie a actului de identitate și de un cupon de pensie. În momentul în care trebuie să ridice biletul, atenție, trebuie să prezinte recomandarea medicală, care nu trebuie să fie mai veche de 30 de zile. De ce? Pentru că nu poate să efectueze tratamentul în stațiunea respectivă. Costul biletului este jumătate din nivelul pensiei. Accentuez încă o dată că biletul este netransmisibil. Chiar dacă îl ia și nu se duce, pierde și banii și în cursul anului respectiv nu mai poate avea dreptul la alt bilet de tratament. Turiștii sunt interesați de procedurile medicale și terapeutice, dar și de cazare sau de masă. În primul rând, toate bazele de tratament sunt renovate, totul este ok, sunt curate, deci chiar am fost într-o verificare împreună cu cei de la Autoritatea pentru Turism și chiar mi-a plăcut. Servirea este deosebită la masă. Singurul disconfort care ar putea să apară, și o știu din experiența anilor trecuți, ar fi în sezonul estival, iulie-august. De ce? Sunt foarte mulți care vin și pe cont propriu sau vin prin diverse agenții de turism și sunt cazuri când este aglomerație atât la baza de tratament cât și la restaurant, la cantină. Pentru toți cei care au obținut un bilet de tratament, este absolut necesară obținerea unei recomandări medicale cu o valabilitate care să nu depășească 30 de zile, amintește directorul Gabriel Andrescu.